Marco, pentru tine meciul cu Steaua a fost primul pentru România U21. Da. Ai marcat și un gol. Cum te simți la echipa națională? Sunt fericit că am revenit aici. Am fost ultimul an la meciul cu Italia, dar nu a jucat. Dar sunt fericit să fie aici cu băieții și dacă poate să ajute echipa, e bine pentru amândoi. Ai avut câteva probleme, mai ales accidentări. Cum ești acum din punct de vedere fizic? Da, am avut în ultimul 2 ani puțin probleme medicale, dar acum sunt la un nivel foarte bun din partea fizic și simte foarte bine. Ce vise aveai când ai ajuns în 2018 în România și cu ce gânduri ai plecat în 2022 din fotbalul românesc? Bine, a venit aici prima dată la lot la anul 18 cu Florin Bradu, când am fost la Borussia Dortmund, în Germania. Asta a fost prima dată când am fost aici în România și, bine, nu am gândit prea mult cum va fi aici, dar prima impresie a fost că oamenii sunt fericiți, sunt cât de cât corect și, nu știu, după 4 ani, cred că nu am schimbat prea mult. Clar, acum a plecat în 2022 după retrogradare cu Dinamo, este cel mai, nu știu, cel mai ușor moment să plecă de la România, dar asta e. Acum sunt foarte fericit să fii în Cipru acolo, e foarte frumos, cu condițiile foarte bune, un campionat bun și da. Ne poți spune mai multe despre echipa ta de club din Cipru? Bine, este un club puțin mai mic, dar cu tradiție. Pentru mine am fost important oriunde să pleci să ai condițiile profesioniste, să ai șansă să joci meci de meci în un campionat cât de cât bun. Și cred că nivelul acolo și campionatul acolo e pe un nivel destul de mare. Ce stil de joc se practică? Acolo? În general, jocul e mai în cooperație cu România, e mai disciplinat și din partea fizică e mai tare și, în general, cred că echipele au și jucătorii cu un CV bun care a jucat la campionate mare. Și cred că asta fac și diferență în comparație cu aici în România. Clima îți priește? Clima? Bine, și aici în România, în comparație cu Germania, și aici e mai frumos, dar clar, clima acolo e foarte frumos. Să stai la mare, să ai o viață frumoasă, asta e clar, dar eu nu sunt acolo să fac vacanță. Dacă poate să fac și performanță la fotbal. După această acțiune de la U21, speri să reintri în circuitul echipei naționale? Da. Da. Asta e obiectivul meu, să fac și la club performanță și după aia cred că pentru toți jucătorii va fi ceva frumos să joacă pentru națională. Ce ar însemna pentru tine să fii în lotul României pentru campionatul european de anul viitor? Înseamnă mult și asta e obiectiv mare, dar cred că asta poate să realizez. Dar depinde și de mine, dacă fac performanță la clubul meu și continuu așa, cred că am o șansă bună să fiu acolo.